De foarte mult timp bărbații încearcă să înțeleagă femeile și adevărul este că foarte mulți dintre noi n-avem nici cea mai mică idee ce este această creatură mistică și ce vrea de la viața noastră. Și nu le vom înțelege niciodată pe deplin, dar există anumite lucruri care mi s-au dovedit de-a lungul timpului încercând măcar să înțeleg 5% din natura femeilor. Așa că astăzi îți voi spune 5 adevăruri despre femei care te pot ajuta să le înțelegi mai bine și să fii mai priceput în preajma lor. Hai să-i dăm drumul. Primul adevăr despre fete, femei, este că iau decizii cu inima. Cel mai important pentru ele este cum le faci să se simtă. Prea puțin le pasă despre motive logice pentru care ar vrea să fie cu tine. Tu cu gândirea ta logică de băiat zici, bă, arăt bine, conduc o mașină șmecheră, învăț bine, deci am un viitor asigurat. Și crezi că toate argumentele astea logice ar trebui să o facă pe fata de care îți place să te placă înapoi. Însă o vezi că stă cu unul care n-arată prea bine, conduce poate o janghină de mașină, un Matiz, și nici nu prea e strălucit la școală. Asta pentru că toate motivele alea logice pe care tu le-ai găsit pică în plan secundar pentru fată, pentru că pentru ea primează cum o face tipul ăla să se simtă. Dacă tipul ăla are papagal, are vrăjeală, cum se zice, știe ce să-i spună, cum să-i spună, baftă să concurezi cu el. De asta, ca să ai vreo șansă împotriva lui, trebuie să ai și tu acea vrăjeală, acel papagal. Pe lângă asta trebuie să ai tot pachetul, adică și mașina șmecheră. Al doilea adevăr despre fete este că se plictisesc repede. Asta nu înseamnă că dacă se plictisesc trebuie neapărat să te părăsească. Doar inventează ele ceva ca să se distreze puțin. De asta inventează o ceartă, de asta le place să se certe, din motive aparent nesemnificative. Și tu cu mintea ta de băiat ești acolo, bă, dar eu nu vreau să mă cer, mie îmi place să fiu liniștit, nu-mi plac certurile. Dar data viitoare când iubita ta exagerează, inventează o ceartă sau face pe supărata, adu-ți aminte la ce ți-am zis acum și joacă-i jocul pentru că se plictisește. Asta bineînțeles dacă nu are într-adevăr un motiv bun să se supere pe tine. Al treilea adevăr despre fete este că sunt atente la orice detaliu și pe lângă asta uită greu sau aproape deloc. Dacă îi pasă cu adevărat de tine, îți urmărește orice mișcare, orice gest ai face, ea e acolo cu ochii pe tine, la fel ca un spion din film. Așa că ai grijă la ce faci pentru că ești urmărit. Și pe lângă asta, orice greșeală ai face nu o va uita prea curând. Deci, dacă ai greșit cu ceva, mai bine e să recunoști pe moment atunci, nu să încerci să ascunzi, pentru că șansele sunt ca ea să știe deja și mai devreme sau mai târziu se va întoarce să te muște de fund. Al patrulea adevăr despre fete, femei, este că sunt mai sensibile decât băieții. Atât fizic cât și prin faptul că pun la suflet mult mai ușor vorbele pe care tu le arunci. Dacă o fată te jignește pe tine, ba, nu e mare lucru, nu pui la suflet atât de mult. Însă dacă tu o jignești pe ea, e o problemă pentru că impactul e diferit. De asta am încercat și încerc să nu vorbesc prea urât cu fetele și să nu le jignesc așa direct cum aș face-o cu un băiat. Desigur, depinde de situație. Există cazuri în care dacă ea te atacă prima, este dreptul tău să te aperi. Și să te aperi câteodată înseamnă să arunci cuvinte mai grele, însă încearcă să fii puțin mai elegant, puțin mai cumpătat din punct de vedere al limbajului atunci când comunici cu o fată, spre deosebire de un băiat. Pentru că nu e o luptă corectă, ea va pune la suflet mai mult decât vei pune tu, așa că încearcă să fii puțin mai elegant în limbaj când ești în preajma fetelor. Și al cincelea adevăr despre fete este că nu poți trăi fără el. Nu mai urâ fetele. La fel și pentru fete, dacă se uită acum la videoul ăsta, nu mai urâ băieții. Acum 5-6 luni am fost într-o librărie să cumpăr o carte și din întâmplare am ajuns la secțiunea cărți despre feminism. Și din curiozitate am luat o carte de acolo să văd ce se scrie într-o carte despre feminism. Și ce am citit în cartea aia m-a șocat așa puțin, pentru că erau capitole întregi despre cât de nașpa sunt bărbații și de ce femeile o duc mai bine fără ei. N-am apucat, bineînțeles, să o citesc pe toată acolo, așa că m-am dus acasă și am căutat mai multe despre cartea asta și despre autoarea care a scris. Și mă gândeam că poate n-am nimerit-o bine la capitolele potrivite și am avut impresia greșită despre cartea asta, de fapt are un mesaj bun. E bine, după ce am căutat pe internet despre autoarea asta, căruia nu-i mai țin minte numele, se pare că nu, ea chiar avea convingerile astea că femeile sunt superioare bărbaților. Pe internet bărbații au creat un curent din ăsta care răspuns la feminism și care susțin că n-au nevoie de femei și că se descurcă și fără, să te focusezi pe țelurile tale și să uiți de femei. Și bineînțeles, tot conflictul ăsta a pornit din America.
Multe lucruri bune vin de acolo, dar și multe lucruri proaste. Eu sunt de părere că e un conflict inutil. Niciunul nu e superior celuilalt. Nici bărbații nu sunt superiori femeilor, nici femeile nu sunt superioare bărbaților. Și cred că putem fi și suntem mai bine împreună, chiar dacă suntem diferiți. Avem nevoie unii de ceilalți. Există într-adevăr diferențe între femei și bărbați, dar sunt mult mai multe asemănări și cred că dacă lucrăm împreună putem trece peste ele. Asta numai cu mai multă înțelegere și mai multă iubire. E nevoie de aceste două lucruri. Așa că băieți, nu mai urâți fetele și fetelor, nu mai urâți bărbații pentru că suntem mai bine împreună. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, te poți alătura canalului și vei avea acces la serverul nostru de Discord, unde încercăm împreună să rezolvăm problemele adolescenților pe care le întâmpină în viața de zi cu zi. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Bye-bye.